Salutare tuturor și bine v-am găsit din nou la un nou episod din My Summer Car, să ne aducem aminte pe unde am fost. Eram la asta la mașină, încă cred că n-a făcut-o la... Aolo, dar eu nu mai știam drumul. Încă, mamă, câtă băutură am la ala. Încă n-a pus hârtia, deci încă nu mi-a reparat mașina, n-are rost să mă duc. Trebuie... Nu trebuie, vreau să zic că trebuie să mă duc acasă. Bine că am barosul cu mine. Sta să mi-aduc și eu aminte ce trebuia să facă, să mor dacă mai țin minte. Și... Da, mi-am adus aminte... De fapt, ia stai să mă uit pe harta să văd unde era cealaltă mașină abandonată și o să mă duc să iau mașina aia și să o aduc încoace ca să fac și ceva între timp cât mai aștept să facă fraierică ăsta. Am aflat și pe unde e mașina, trebuie să fac stânga pe aici și să mă duc la mama dracu, o să mă duc. Ca altceva chiar nu am ce să fac. Tot vreți episoade, eu vă dau episoade făcând nimic. Dacă așa plăți la lume, ce să fac? Hai mă, dă-i mă, dă-i mă, dă-i mă. Mamă, ce greu a pornit, ești nebun la cap. Hai, dă-te în marșalier. Cred că o să-mi lovesc mașina? Nu, n-am și eu oglinzi, n-am nimic. Băi, ăștia care mă întrebați de ce mașina vă merge până în 40 de km la oră, pentru că uite, în dreapta îmi zice low și când apăs pe R e pe high. Schimb la cutia de viteză ca la camioanele în realitate. Aici nu e nimic în hambarul ăsta, că știu exact hambarul în care e. Hambarele astea sunt puse de formă ca să te fraierească. Oh my god, aici urcă destul de greu. Pe drumul ăsta nu cred că m-am plimbat destul de des. Poate doar când făceam raliu, parcă o l-am și pe aici. Da, așa e. E lung, cu multe din astea sus, jos, de-astea lungi. Mamă, deja am prins 70 la oră cu acest camion. Dirtiness-ul am la maxim, thirst-ul am aproape destul de mult. Și fatigue-ul ar trebui să ajung acasă să dorm din nou. Oh my god, atâta mai îmi lipsește să mă răstorn pe aici, pe undeva. Să mai fac vreo bocănă, să mai pierd o grămadă de timp din viața mea. Ca să mă chinui să îndrept un rahățel de camion. Așa că o să merg mai sigur pe aici. Mamă, merg cu 70 la oră pe drumurile astea. Pare camionul ăsta mai stabil decât mașina. Când făceam raliu. Era tare să fac raliu cu camionul. Mamă, dar ce dealuri, frate, așa, am în jos, în sus. Și deja începe să-mi alunece camionul pe aici, se simte pe sub roți. Oh my god, am ieșit de pe drum. Hai că am nimerit din nou drumul. E bine că mai învăț drumul ăsta, că o să mai fac raliuri pe aici. Nu știu ce voi face la raliu, probabil iar un timp prost. Eu mă tot gândesc cum o să fac să dau save. Opa. Asta o fi? Asta e, așa că nu știu exact. Da, bă, are ceva acolo, ăsta e. Mamă, ce l-am nimerit eu așa. Era să trec și pe lângă el. Hai să iau barosul. Cobor de aici. Stai să opresc și motorul, că iar nu se consumă dieselul. Bă, repede s-a consumat dieselul ăsta, motorina, la camion. Hai să apuc și ăsta, dar văd că abia l-apuc. Bag viteză și dorm dracu, porțile astea. Ia. Hai mă, nu pot. Una jos. Mamă, ce jmecher arată caroseria la asta. Foarte jmecher, mi se pare. Hai să... Acum am dormat și noi. Hai să mai facem și altceva. Să punem dracu barosul la loc. Pun acolo. Să îndreptăm și noi camionul ăsta. Că nu e drept deloc. Dar nu merg oglinzile. Le-ai fi scos eu sau cum? Este să mă... Graphics, car mirrors. Am nevoie, frate, de car mirrors. Ok, resume. Să urcăm din nou în nebunia asta de mașină. Să ambalăm. Stai așa, stai așa. Acum am mirror, da frate, altceva.
Altceva cu miros, mai văd și ceva. Și acum, oba, gata, așa, să băgăm un marsalier, să ne îndreptăm. E marfă că ai oglinzi, că te ajută. Să dau cât mai aproape să fie, cred că e ok. Hai că nu mai opresc motorul, dă-l dracu. Hai mă, coboară! Mă enervează că nu iese din driving mode. Ok, a coborât. Oh, da. A! Credeam că nu mai am pon să intru, dar am avut. Hai mă, nu mai găseam unde să pun chestia asta de tractat. Și nici aici. Hai că am pus-o până la urmă. Sper să-mi iasă drept. Să pot să scot drept pe porți, ăsta-i. Mamă, dar e cam strâmtă ieșirea. Trebuie să fac mai în dreapta cu camionul. Că și ăla e cam strâmt. Dar sper să-mi iasă până la urmă, ia să vedem. Băi, și nici nu mai țin minte în ce direcție mă duceam. A, cred că invers, în stânga trebuie să o iau. Da, mai mult ca sigur în stânga, încolo și... Văd eu mai departe. Închidem ușița. Haide, ușițo, ofițar. Mânero, lasă să fie, hai. Băgăm în prima viteză și... S-a blocat? A. Suntem în high, de-aia nu putem să o tragem. Hai să o tragem cu low. Hai mă, că am reușit. Este după noi. Era tare să poți să modifici, frate. Mașina asta era foarte tare. Sau să bagi mai multe mașini. Dar chiar, frate, mi-am adus aminte. Am visat că a băgat o mașină nouă ce o puteai modifica mai să măcar. Acum mi-a venit pe moment. Deci am început, frate, am jucat jocul ăsta încât am început să-l visez, ești nebun la cap. Hai mă, trage, băi, abia se mișcă, ia să scoatem diferențial, diferențial loc. Oare trage mai bine? Habar nu. Rear lift. Hai că merge, a, dar mai trebuie să schimb și eu viteza, știi, de-aia merge așa. Retardat sunt, frate. Eu nu înțelegeam de ce merge așa. Ce turesc eu, frate, rabla aia pe jos. Așa se cară, frate, o rablă, fără roți, o turești așa pe jos. Păi eu faci praf în realitate dacă faceți ceva. Hai să vedem în cât timp putem. Nu mai pot să schimb. Să văd dacă pot să o dau și eu pe high și să schimb viteza mai mică. Hai că în a treia parcă merge. Să văd ce viteză o să pot să prind cu ăsta în spate. Mamă, cum face? Eu mă uit în oglindă, nu știu dacă vedeți. Stai așa. Acum nu se mai vede. Poate pe partea aia. Oh my god, dar să țin și eu drumul, firare, uite. Firarie de drum. Se mai dă mașina în stânga, în dreapta. Cum mi s-a întâmplat când tractam mașina mea personală prima oară la reparat. A fost super panorama atunci cum mi-am făcut mașina praf pe drum din tractare. Nu știu câți dintre voi ați văzut episodul ăla. Oba, oba, oba. Băi, ce greu e să mențin un răhățel de drum. Și nici nu vreau să-mi amintesc că o să trebuiască să fac raliu. Și la raliu nu știu ce să mă fac. Păi planul este în felul următor deocamdată. O să duc mașina asta la ăla de... La mecanic. O să duc acolo. Iau banii la fraier. Și... După, dacă nu mi-a terminat mașina de reparat, să-mi schimbe cutia de viteze. Mamă, dar mă și mișcă mașina asta. Din spate, mă trage în stânga, în dreapta, mă rog. Deci dacă nu mi-a terminat la mașina, o să mă duc din nou acasă și o să dorm, că văd că am fatigă foarte mare. Și în orice caz, probabil ziua următoare, 100% va avea mașina făcută. Și eu voi putea lua de la el nou-nouță. Uite că am ajuns și la shop. Mi se pare că e ăsta, încă nu sunt sigur. Cred că da. Aici, în sătulețul ăsta, în Lope, facem dreapta. Da, mă, el e aici. El stă în dita mai satul cu două case, tot satul ăsta.
Era marfa să facă și mai mult. Hai să punem rabla asta pe undeva, nu știu exact. O punem pe aici. O pun exact pe aici undeva. Să o tragem lângă celelalte rable. Nu mai vreau să o tragă. Hai să o bag în întâia. Și gata, ajunge acolo unde e ea. Oprez motorul. Trag frâna de mână să nu mai danseze mașina asta să plutească în spațiu și în timp. Hai să scoatem hook-ul. Pum. Și am adus mașina la fraierici. Ia uite ce jmecheroasă e ea. Are disc pe partea asta, dar pe partea asta are. A, are doar în față, în spate n-are nimic, ești, nu? Hai să mergem la fraierică să-i luăm banii. Nu știu dacă pot să intru la el. Bă, dăm banii, bă, fraiere. Așa. What a great junk find. Thanks, boy. Here's some money for it. Ok, boss. Câți bani îmi dai? 4500 MK. Ok, dar când dracu faci mașina aia? Ha? Când? Boom! Când o faci? L-am jurat un pic, mamă câtă băutură am de luat de la asta, dar mi-e lene sincer să o car pe toată una câte una. Nici nu vreau să beau așa ceva, o las aici la el, să, în caz de ceva știu mereu că am băutura la el. Acum trebuie să mă îndrept neapărat spre casă. Poate aș scoate și instalația asta de becuri, dar nu, acum lasă mai încolo că poate mă trezesc chiar că n-are baterie mașina. Hai să merg spre casă și văd ce mai fac, mamă, thirst-ul deja l-am la maxim, bag și o berică. Mai mănânc și eu, nu, lasă, nu mănânc nimic deocamdată, beau doar o berică, că nu vreau să mă îmbăt prea mult. Vreau să fiu încă treaz când conduc acest camion. Mă doare și capul când se îmbată ăsta, frate, și când o ia razna, de-aia nici nu beau băutura aia. Ha, mă, ce-i? A, era în punctul mort. Și acum ce dracu mai ai? Doamne, cât mă enervează cum face așa. Hai mă, într-o direcție sau în alta că mă enervezi. Ești nebun? Mă enervează rău când se întâmplă asta. Ce dracu ai? Ia să-mi prin camion. Merge? Pă drag. Hai mă! Nu știu ce, mamă, eu dintre toate chestiile posibile fix în groapa asta uneori. Nu știu ce să-i fac, frate, că n-am ce să-i fac. Că nu pot să-mi prin camion. Dar nici nu se mișcă de aici. Nici de-al dracu nu s-ar... Dar asta n-are mă aderență, n-are și atracțiune pe ea. Ia să mai încerc, să-l mai împing un pic așa în spate. Și să mai încerc o dată ca altceva, ce dracu să fac. Nu vreau... Diferențialul e locked, hidraulic pump, nu știu de ce l-am pornit. N-am ce să-i fac! Oh my god! Oh my god! Și am fatigul la super maxim. Mă enervează foarte rău. Stai mă așa, n-am ce să fac, am decât mașina mea, să încerc să trag cu mașina mea un pic. Că altfel chiar nu știu ce să-i fac. Dar am și fatigul la maxim, asta mă enervează. Hai să tractez camionul cu mașina. Dacă n-are nici asta baterie, fac curând rău. Hai că a pornit. Are și asta bateria puțin pe fund. Era culmea să nu-mi pornească. Am murit. Perfect! Trebuie să dau mai tare așa cu spatele la asta. Închis și eu ușa să nu... Iar am murit, nu?
știu de unde să-l trag, îl trag din față. Oh my god, deja am busit mașina, fratele meu. Dacă rămân și cu asta blocat aici, ar fi culmea. Deja motorul scoate fum. Mamă, ce-i fac și ăla. Bă, ia să dau eu jos chestiile astea, dar nu știu de unde o să le selectez. Îl dau mai așa, nu știu, cred că abia o să-l trag, frate. Hai să deschid dracu ușa asta, să văd dacă pot să dau beculețele jos pe undeva, dar nu știu pe unde. Oba. Nu, n-am cum, dă-le dracu, hai să încerc să tractez asta un pic. Ce tare că se aprind astea albe de la marșalier, nu știam asta până acum. Chide dracu ăsta la loc. Hai să vedem ce facem acum. Acum e acum. Dăm puțin în spate ca să prindem viteză. Băgăm punctul mor ca să derapăm calma. Bă, cred că l-am tras un pic. Mai încercăm o dată, mi-am urmărit motor. Toa. Bă, iar mi-am urmărit, mă, bă, ți dracovezi, mă. L-am tras măcar un pic, oare? Nu cred. Haide, băi! Mamă, mă enervează cum mi se întâmplă o chestie de asta. De-aia nu prea mi s-a luat mie de jocul ăsta. Iar mai mergem la motor. Acum! Acum e acum! Dă-i, frate, dă-i. Ce dracu să-i dau, că degeaba-i dau. Să cobor eu de la el. Bă, parcă l-a tras un pic. Sau mi se pare mie. Nu știu. Bă, ăsta are frână de mână trasă? Nu. Hai să mai încerc o dată. Mai încerc de câteva ori. Aoleu, am oprit motorul. Băi, nebun sunt. Domnul marșalier. Așa. Iar mi-am urmărit. Băi, nebun motorul ăsta. Punctul mort și accelerăm. Cred că nici un pic n-am mișcat, frate. Să mai dau un pic. Punctul mor. Și întâia. Bă, lui fi mișcat, mă? Habar nu. Mai încerc așa de câteva ori. Mă, normal ar fi trebuit să-l mișc eu, drag. Hai! În întâia, nu. Punctul mor. Și după în întâia. Ia stai mă așa. Iar m-am urt. Ok. Bag în întâia, dar nu pornesc de sus de cum o porneam din turații mari ca înainte. O pornesc de pe aici. Cred că n-am mișcat deloc mașina. Ah, nu știu ce să fac. O să mă duc să salvez jocul, că deja văd că am fatigul la super maxim. Poate nu merge să o trag în direcția asta. Dar în ce dracu direcție merge să o trag? Că e blocată pe ambele sensuri și nu mai merge să fac nimic. Ia să încerc. Mama, am fatigul la maxim. Salvez jocul mai întâi și după văd eu ce mai fac. Da, și acum măcar dacă mor am jocul salvat și de fapt n-are nicio logică ce zic eu aici, pentru că am permanent dead. Hai să încerc o schemă. Stați puțin să-mi asigur salvarea de tot ca să nu fie ceva în neregulă.
Gata, mi-am asigurat salvarea în caz că mi se distruge ceva pe aici. Turbo diesel. Intrăm în ăsta. Pornim. Stai așa. Eu mai am chestia aia de tras, nici nu știu. Oh my god, când mi se întâmplă așa mor. Deci eu nu știu ce mă fac eu cu asta. Oh, Doamne. Hai să încerc să-l trag pe partea asta. Ah, dar nu mai am din ăla. Am și thirst-ul la maxim, asta-i văzut. O să mă duc imediat să beau ceva. Poate fatigul mai ține. Doamne, ce hal! Băi, astea mă să încerc să o împingă. Dar nu merge nici așa. Mai intru o dată. Nu merge. Nu știu ce să-i fac, nu știu ce să-i fac. O buguiesc de tot, nu știu, încerc să o împing pe dedesubt. Poate sare dintr-o dată în sus, cine știe ce se întâmplă. Ba, dracu, bă, n-are pic de tracțiune. Ia să mai încercăm și din camion, că oricum trebuie să beau ceva. Hai să închid. Ia uite, băi, cât am sărit! Doamne, ferește, mă. De la bere mi se întâmplă. Hai, urcăm și noi. Așa. Să mai încercăm la... A, da, acum avea și frâna de mână trasă automat. Nu merge, frate, cu spatele nu, cu fața nu. Dar eu nu înțeleg, se învârte ambele roți sau doar asta se învârte? Dar asta n-are și atracțiune, săracă. Și dacă las asta jos, ce se întâmplă? Îl trage mai sus sau mai jos? Bă, cred că a făcut tracțiune, fraieră. Nu știu ce s-a întâmplat, dar începe să se miște și e bine. Oba. Oba, oba. Hai, 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 hai. Merge, cred. Ha, merge. Merge sau nu merge? Ia să închid și asta, să am și eu oglinda. Cred că merge. Merge, băi! Am scăpat din groapa vieții. Și acum încerc să iau pe aici. Nu știu dacă am făcut bine, dar hai mă că am reușit să ies. Ah, este, băi, băiatule, nu pot să cred cât m-am chinuit să scot din nenorocita asta de groapă cu cine a pus-o în jocul ăsta. Da, ne ferește. Acum să duc mașina din nou la mecanicul ăsta, că poate nu mi-o mai repară nebunul, că am mișcat-o din loc. Oba, 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 oba. Am uitat cât de nașpa se controlează chestia asta. O punem din nou aici. Prin motorul, să fie sănătoasă, coborâm. Chidem ușa. Ăsta ce dracu mai zice, ia să mai văd. Ce mai faci? Hello, what's in your mind, young man? Hai să merg să iau camionul. Și o să mă duc acasă, că trebuie neapărat să dorm. Mănânc și un... Mamă, era să pierd barosul, frate, mi-a căzut barosul din camion. Bine că l-am văzut. Bine, n-am mare nevoie de el, în afară să spar niște buci la hambar, care oricum pot să le fac și fără. Iar am thirst-ul la maxim și fatigul am la maxim, sper să mă țină măcar până acasă. Trebuie să mă grăbesc.
Nu mai știu în ce direcție. Parcă stânga, stânga, stânga. Trebuie să fac. A, sunt în a întâia. E bine. Oh my god, ce vine ăsta pe contrasens. Am și dat mouse-ul în jos. N-am mai știut de mine. Mamă, și trebuie să bag acum o viteză infernală ca să pot ajunge acasă. Ia să mai beau ceva, că văd că am și thirst-ul și am și uitat de thirst. Eu mă gândeam, mamă, ce detaliată se vede mâna lui ăsta. Acum văd, ia să mai beau o dată. Deci, parcă are multe detalii, nu știu. Foarte tare. Mi-am mai potolit thirst-ul. Mai am fatigue-ul care trebuie să ajung acasă să dorm neapărat. Uite-te în ce hal conduc. Cu ce viteză. Uite și pe ăsta căruia trebuie să-i duc lemne. Dă-l dracu. Mamă, sper din toată inima să nu mai nimeresc într-o groapă sau ceva, că s-a dus dracu tot. Hai că e... Opa, aici trebuia să fac stânga, nu. Trebuie să fac dreapta, dar mai încolo. Bă, nici nu știu. Da, mă, aici trebuie să fac dreapta. Aia. Dreapta. Băgăm și noi o viteză mai mică, sperăm să nu mai vină un fraier de pe contrasens. Că atât mai ne trebuie. Exact atât. Până să-mi explodeze nervii în cap și să fac un atac cerebral cu jocul ăsta. Bagă băi viteză băi. Ce bine am la curba aia. Și aici trebuie să facem dreapta, nu mai avem așa mult până acasă. O iau și pe aici, deși nu e indicat să mai opri niște gropi. Că cine știe ce se mai poate întâmpla. Nu te duce în dreapta, nu te duce în stânga. Aia mă nene, mă, că am ajuns acasă. Mă bag direct în pat. Să îi fac somnul lui ăsta. Frână, mamă, cum... Hai că țin frânele, mă așteptam să nu țin, dar au ținut frânele. Trag frâna de una, opresc motorul. Deja iar mai am jumătate din motorină și abia am făcut două drumuri, e bine. Consumă instant, hai să-l bag pe ăsta la somn, că presim că acum o să moară, cine știe, de somn. Sleep! Și imediat după ce a dormit trebuie să împotolesc seta și urinul se rezolvă. Putem să facem oriunde, nu-i problema. Și bem ceva de la robinet. Mi-am făcut și seta. Pe o parte beau, pe o parte scot. Hai, lasă să opresc asta. Și cam atât a fost din episodul ăsta, eu sunt Jupon, vă mulțumesc încă o dată că m-ați urmărit, vă aștept la toate celelalte episoade de jocuri și așa mai departe. Hai să punem și noi la asta de bere mai dreaptă, fără niciun motiv anume. Vă salut, la revedere!